Salut! Gata mere. Salutare! Sunt în chilos, dar voi nu vedeți. Nu știu de ce am simțit să dau această informație. Cu plăcere! A trecut foarte mult timp de la ultimul videoclip de uitat la comentarii de pe TikTok. Și am zis să facem din nou și Teodor, editorul nostru. Al meu. Și al vostru. What? Și ce dracului. Nu m-am gândit deloc cum fac intr-un, îmi pare rău. Și-a făcut Teo o selecție de niște TikTok-uri care el consideră că are comentarii amuzante. Și o să ne uităm astăzi peste dânsele. La număr sunt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Îs câteva. Nu știu de ce mă blochez numărând. Dar haideți să ne uităm. E prima oară când mă uit la TikTok pe browser, pe calculator. Nu prea înțeleg nimica. Dar cred că... Ia să vedem. POV, mergi la baie în Negreni, Cluj. Alte condiții, sincer, confort. Frate, deja m-au câștigat cu acest covor persian. Ia. Atât? Ah, atât? Era vorba de covorul persian. Nu știu dacă așa se numește, ia stai. Covor persian. Persan, nu persian. Persian. Nu știu, ceva nou model de mașină. Opel persian. Na bun, hai să vedem comentariile, că pe asta ne este focusul. Nu, nu se poate așa ceva. Eu nu mai știu contul de TikTok. Mă conectez cu Bogdan Techeș. Ce mă conectează? Canalul de gaming, așa e? Login succes. TikTokul meu de gaming. Mai ales dați subscribe, like, follow. Dați follow că e tare rău. Am postat un clip astăzi. Oare a mers? Nu prea a mers. Las că e bine. O să meargă el cândva. Bine, comentarii. Sunt gagicar că așa vreau eu. Bine, Dinamo, să vezi parfum. Bore, n-am înțeles eu TikTok-ul. Ce-s comentariile? De ce nu le înțeleg? De ce nu dau like? Să vezi parfum, nu înțeleg. Sunt glume TikTok pe care nu le înțeleg? De pișulică. O zi de pișulică și are 20 de like-uri. Ioi, Giulia. Okay, continuând. Bă, dacă te duci la baie să te descalți. Ok, bun, mere, cinstit, am să-i dau și eu like. Carpetă pe pereche nu aveau? Poate era pusă în toalete, ha? Ok, nu știu, o să fiu... E târziu, este ora 9 pentru mine, eu trebuie să dorm la ora asta. Am intrat să citesc comentariile, de ce mă că nu sunt așa de amuzante? Nu s-a vândut la târg. Eu, doamnă mă, care face glume în comentarii, cât de frumos e TikTok-ul, nu-i așa? N-am dreptate. Dreptante. Sar stopi, a zis cineva, sar stopi. Bine, frumos, e covor absorbant. Ok, și asta e bun. Only in Romania, nu cred. Bine. Bun, bă, n-a vă rău. Un nou trend, mai făcut în cap muci. E nou trend, deci ești minunat. Bine. Ești super. Ești cel mai dulce și frumos băiat. Ești drăgălaș. Crengu, fă-i o filmare. Este drăgălaș. Este superb. Ce talent are, frate. Ești drăgălaș, cât costă? Eu nu știu dacă s-o foregizat sau omul chiar era nemulțumit de frizură. Și era doamna, mamă ce frumos l-am tuns, priviți acest om ce frumos i-am făcut. Doamnă e groaznic, dar trebuie să vă mai dau bani? Cât da. Costă? Încă un client fericit la salonul Dani Costi, felicitări. Ăsta cred că a fost să vadă dacă sunt adevărate TikTok-urile de dinainte. Ok, astea-s funny. Sunt soare stil Kennedy pentru drăgălaș. E un drăgălaș, de acord, like. Singurul care a avut tupeu să zică ceva. Bă, bun, sunt soare manele pentru un băiat manele. Trebuia să apară și unul de ăsta. Avea datorie la dumneavoastră. Ok, funny. Pare rău că n-am avut pungă de cadouri, dar mult sunt. Uai, mersi, fain. Sper să-ți placă. Uai, ce tare o trebuia. Un capac de Mazda folosit. Cred că de capac de roată. Da, din Mazda 3. Uai, ce tare. Ce mai? Uite, de ce mai primit? O pară veche. Uai, și coptă, ce tare am trebuia. Pastile de țânțari. Uai. Uai, de cât timp mi-am vrut. Original ride. Uai. O să dau de mai ies. Uai, dar nici cât eu sunt că. Ai, ce fain. O baterie. Doamne, nu pot să cred. Ioi, uai, ce fain e TikTok-ul ăsta, nu pot să cred. Uai, nu știu. Băiete, dacă vezi asta, hai să fim prieteni. Mamă, doamne, ferește ce bine dispune starea, dacă poate o stare fi bine dispusă. Doamne, uai. Uai, ce fain. Cred că o să vorbesc și eu acum numai cu uai. Încă o baterie. Și de asta mai mică decât uai, ce fain. Că asta e set. E set, da. Set. Nu cred, biscuiți de aia de școală. Digestiv. Uai, și din făină integrală. Uai, ce fain că la dietă. Ce mai... Nu cred, o minge de golf. Știam că ești fan golf. Doamne, oamenii ăștia. Vă rog, vreți să fim prieteni? Cred că așa te distrezi cu Mihnea. Cu... Ce? I-am zis Mihnea? Mihnea? Hă? Mihnea? Mihesan? Vlad. Mihesan? Mihes... Vlad. Cu Vlad. Cu Vlad și cu amicul. Ne uităm la capăt. Mai este acolo ceva. Nu cred. Deci... O prună fermentată. Da.
Uai, bă, dar chiar nu trebuia. Nu cred. Asta e pista de rezistență. Nu cred. Caucioc de bicicletă, cameră bicicletă de 99. Da, știu că ți-ai dorit. Păi de-aia că eu am pe 28. Mereu am vrut pe 29 să fie mai mare. Stai, Valva, auto, asta e Valva, prestă. Ai, ce tare, chiar am vrut să schimb Valva de mult. A, mersi, mersi, foarte fain. Deci îți place cadou. Da, e excelent. Ai, ce fain e și pară asta. No, asta da zi de naștere. Ai de capul meu, Doamne. Vai, uai, ce mi-a plăcut. Vai, Teo, mulțumesc. Vlad, mulțumesc. Viața nu mea e tristă. Chiar pare că se bucură, super tare. Așa este. Ce aveam eu în rucsac când am zis că plec de acasă la 7 ani? O prună fermentată. Îmi primeam cadouri de ziua mea și trebuia să mă prefac că îmi plac toate. Uai, ce fain. Uai. Se vede bucuria pe fața lui. De acord. Să aduni așa de prin casă să dai cadou. Bună strategie. Așa, prieten, să tot n-ai. Nu e adevărat, Claudiu. Nu-ți dau, cum dau dislike. Ce mai fain, oameni, gândiți-vă cât râd ei și glumesc la o apă minerală de la robinet. You don't like sparkling water? You don't like water? Bravo, cu așa prieteni ca ei nu-ți trebuie foarte mulți bani. Sincer, Marinela, da, bă, sincer, da. Cu așa prieteni și ziua de naștere trece altfel. Sincer, mă, un respect nebun pentru acești oameni. Vă invidiez, sunteți tari. Ok, continuând. Bă, țineți-vă de școală, că nu e Caterin, că nu e nici cool, nu e nici tare să nu aveți școală și să nu ajungeți la liceu. Gen, mie îmi pare rău că n-am ajuns la liceu, mă jur pe ce vreți voi, dar nu-mi pare rău maxim că n-am ajuns la liceu. Ai ceva în plus când ai școală, gen. Când n-ai școală, ai ceva în minus. Eu m-am lăsat de școală că știam de la bun început care e visul meu. Eu când eram în clasa 5 am un tatuaj pe față deja. Gen, știam că o să mă las de școală și așa. Și mi-am urmat visul. Concluzia? Bine, ia să vedem comentariile. Nici el nu se crede. Nici eu nu am școală. Da, da, vorbește acolo că le așezăm noi. Ok, m-am hizit. În cinstea ta am chiulit de la ultima oră. Adică el vrea să zică să nu ne urmăm visul. Da, nu știu, n-am înțeles nici eu care-i morala poveștii. Am avut și... Ce e asta, mă? Am avut și... Mama, am avut și... Mama, ești nebun. Nu-i mai venea cuvântul tramvai de la șoc. Am avut, avut și... Am avut și... Am avut și tramvai. Ia, comentarii. Am avut și... Salut, David. Și tot n-am aflat ce am avut. Am avut și mă avea mereu. Ioi. De ce ai întârziat la ora mea? Nu o să... Nu o să vă vine să cre... Ioi. Deci totuși, ce am avut? Am avut și vom avea mereu. Portă steaua, hei. Domnul mecanic, sunteți ok? Mamă, da. Îl știu pe acela, am cultură TikTok. Domnul mecanic, e ok? Uf, doamne, stați mă că n-am mai râs e pe o lună. Am și uitați. I-am zis lui Teo să blureze. Blurează. N-am mai râs, fraților. A trecut așa de mult timp că mă doare când râd, bă. Nu mai știu cum e să râz. Foarte, foarte amuzant. Am avut și cuvinte. De câte ori te-ai uitat? Am avut și... Doamne! Și până la urmă ce am avut? Cred că e gata. Ok, bun. Doamne, cât e bun. Wow. Continuând. Ei, poate merg eu acum singur pe stradă, dar... Știți vorba aia? Buturuga mică, haina nu-l face pe om, deci aveți grijă. Ia și notează. Stai un pic că-s curios ce-o mai scris. Ți s-a urcat grăsimea la cap. Ard în apă dacă te mint. Făcuți din șifonier. Ele din puță de memuț. Oh, ok. Comentarii. Dar vorba aia, cine se scoală de dimineață o să fie obosit. Bă, asta de fapt nu e amuzant. E chiar trist. Mă lupt în fiecare dimineață. Cheful vine venind. Cine râde la urmă râde ultimul. Ok, ce-i cu numele la Andrei? O schimbă-ți-l că pică pise comentariu. Număr caii când vor ei. Bă, TikTok-ul mă surprinde plăcut. Surprinzător chiar mă... Domnule, stai că am avut și cuvinte. Ce voiam să zic, nu mai știu. Nu moare dragonul când vrea faraonul. Slab Alex. Ce nu mă moară, mă lasă să trăiesc. Nu lăsa pe azi ce poți face mâine. Ce? A, ok, era... Uf. Știi vorba aia, cine se trezește de dimineață nu judecă cartea după copertă. Slab. Care-i sapă groapa altuia râde mai bine. Slab. M-am speriat de-mi bate inima invers. Slab. Cine sapă groapa altuia e mama învățăturii. Slab. Vorba dulce are zahăr. Ok. Primul venit, primul sosit, să zicem. Bine. Calafat. Doamne, îmi place asta cu calafat. Și haideți să aplaudăm împreună să ținem ritmul. Haideți băieți să aplaudăm. Haideți băieți. Hai calafat. Hai calafat. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine, băieții, hai să aplaudăm acolo în spate. Doamne.
O comentat primăria Brașov, mă. Târgul de Crăciun din Brașov nici nu se compară cu cel din Calafat. Într-adevăr, poliția română, poftim? E poliția română, mă? Nu, ok, ok. Înțeleg, primăria Brașov, înțeleg, dar poliția română deja era cam priat de tot. Mâinile sus toată lumea, zise poliția română. Deschide poliția! Bă, frate, am fost la un concert în Calafat, a fost nebunie. Nu prea înțeleg ce cântă din cauza aplauzelor. Aș fi mers și eu dacă nu era așa aglomerat. Eu când eram mică și făceam spectacole la bloc. Și haideți să aplaudăm împreună, să ținem ritmul! Publicul era în delir. Când ești plătit și trebuie să ții concertul, indiferent dacă e cineva sau nu. Bro, nici măcar prietenii nu au venit să o vadă. Și ăla se bagă cu mașina printre atâta lume. Ce, mă, intra cineva cu mașina aici pe trotuar? Nimă, au venit cu duba, mă, să aducă spectatorii. Și acolo în dreapta, păi numai în dreapta e lume. Ea zicea preventiv în caz că vine lume. Publicul este online, legenda spune că și acum cântă. Bun. Liftul de la casă este gata. Și-au făcut lift la o casă cu un etaj. Ok. Că nu-i mere liftul. Am în timpul ăsta făceam 3 ture de etajul 1, etajul... Avea etajul 2? Totuși. Bă, unii îl duce, mă, în... Unii au urcat. What? L-au dus pe acoperiș. Ok, comentarii. Am lift, dacă mă grăbesc, o iau pe scări. 31.000 de comentarii. 191.000 de... Ce sunt? Oamne ferească, mă, s-a ajuns pe tot mapamondul. Alo, iubito, în 35 de minute ajung acasă că sunt la lift. Mulțumesc pentru idee. Costă mai mult liftul decât casa. Urcă cu viteza luminii stinse. Ai mai ajuns? Încă nu, încă urc. Inițial am crezut că e filmat cu slow motion. Na bine, ați prins ideea, mai are greu liftul. Hai, băieți! O să cadă. Bă, unii l-au propulsat pe omul ăla, mă. Cum e posibil să râdă cineva așa fără să se sufoce? A expirat aer timp de vreo multe secunde. Doamne, cât aer aveam plămâni omul ăsta? În fine, ne-a batem de la subiect. Unii l-au aruncat pe om. Ia. A, nu, s-a dat jos, s-a aruncat el. Bine, comentarii. Legenda spune că încă nu am aterizat pe pământ. Asta e el, e omul care era pe această betonieră. Între timp, la Dorian. Totul a început de la, bă, nu aveți curaj. De ce nu sortate comentariile bune? Cu 0 like-uri. Asta. Bun, stai că-s curios, ce o zis? De ce ai primit atâtea like-uri? Ia, ucraineană, sunt mai interesat de unde a zburat el. Dar cred că toată lumea pentru o secundă a crezut că l-a aruncat în spațiu pe omul ăsta, dar s-a aruncat în ultima secundă, se vedea. A, what? Pare că TikTok a mers. Ăsta a mers pe tot mapamondul. Ok, dar îți prea... Ce? Comentarii în arabă. Revenind. Acum, 1, 2, 3 și dați drum. Hai. A sosit o prime veste și aduc și multe grade și două fete Moș Crăciun. Bă, cam scurt, dar eu n-am auzit așa, dar mi-a plăcut. Hai, vedem. Doamne ajută. A sosit o prime veste, Moș Crăciun, Moș Crăciun. La anul și la mulți ani. Bravo, băieți, bravo, bravo. Moș Crăciun a sosit de prin neveste? Ok, hai să vedem comentarii. Digi Telecom și Orange, ok. A sosit de prin neveste. Da, am auzit-o și eu pe aia. Erau certați. N-au învățat același colind. Au venit împreună, dar au cântat separat. Erau pe trei voci. Mașina după ce ți-ai reparat-o singur. Doamne ferește, am ajuns să râd fără sunet. S-au cunoscut 2 minute înainte. Fiecare cu ce-l doare. Doamne ferește, bă. Mai avem două.
E la fel și ăsta cu colindat. E aceeași chestie? Să înălțăm când boierinul s-a case, dom, dom. Să înălțăm când boierinul s-a case, dom, dom. Să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Că pleca la vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Să vâne zică prioare, dom, dom, să înălțăm. Să vâne zică prioare, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Că prioare n-a vânat, dom, dom, să înălțăm. Și-a vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm. Și-a vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Să facă din pielea lui, dom, dom, să înălțăm. Vezi cum frumos domnului, dom, dom, să înălțăm. Vezi cum frumos domnului, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. La mulți ani. Așa, am să vă mint, așa făceam și eu ca să ajung la cât mai multe case. Hai să vedem, băieții sunt pe speed up. Mai aveau de colindat și alt județ. Ok. Eminem ia lecții de aici. Scurt și pe doi. Au cântat de toți banii. Când stai în sat mare și trebuie să mergi la fiecare casă să nu ratezi niciun leu. Da, corect. A fost bun ăsta cu mai aveau de colindat și alt județ. Și ultimul videoclip din seara asta, ziua asta, nu știu cum vă uitați. Yo. Ok, stai, că dacă dau. O să ai contul privat? Bine, ăla a fost ultimul TikTok. Doamne, ce m-a mai râs, Teo. Ok. Mulțumesc. Bine, oameni buni, acesta a fost videoclipul. Dați-mi un follow pe Instagram dacă doriți. Fac duș cu apă rea ce timp e 30 de zile în continuu, în fiecare zi. E fain, părul nu prea l-am mai spălat. Bine, de fapt e chiar tocmai că e spălat. Nu m-a întrebat nimeni, ce naiba tu vorbesc. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă las cu sârba. Numai bine, like, comentariu, share și de acelea. Sper că ați râs alături. Ok. Hai cu sârba.